Ei bine, salutare și bine v-am găsit la un infovideo ceva mai special, să zic așa. După cum vedeți și în titlu, în decursul serii trecute am primit un update din partea celor de la The Sims, în care ne spune foarte clar și răspicat că au sosit și Toddlers, adică cei copii micuți pe care în Sims 4 nu i-am avut de la început, cum se regăseau și în Sims 3. Știți că după ce, când se năștea copilul, era baby, după care venea Toddlers. Și după aceea urca teen, young adult și tot așa mai departe. E, aici lipsea acel toddlers, adică imediat după ce s-a fost de la copil, de la bebeluș, a crescut la copil mic, nu-l aveam, însă a venit momentul să îl avem acum în joc și în acest episod o să vă arăt exact cum arată și ce putem face cu ei de acum încolo. Așa că o să dăm prima oară să ne uităm și la hainuțe, o să dăm create new household. Așa. Și uitați aici, avem Child. Deci asta este copilul, da? Înainte aveam decât... Ava, nu, e pardon, Toddlers, mă scuzați. După aceea venea Child. Asta de aici. E, dar nu-l aveam pe ăsta micuț, uitați. Deci uitați cât de micuț e, vedeți? Ce frumos e, drăgălași. Și foarte bine creați, adică... S-a lucrat, din câte văd eu, ceva la ei. Adică au trăsături ok, nu sunt puși așa în joc. Până acum, și aici avem o fetiță. Și are la treats aici, uite, asta e nouă. Charmer. Independent, ia. Asta, dacă îi pui chestia asta, automat nu o să vrea să ascult, să facă nimic. Angelic. Hai să punem, ia. Nu, ce tare. O să-l punem pe ăsta. Mi se pare destul de drăguț. Acum, la nume, nici nu știu ce nume să-i pun aici. Uite că asta tot timpul ia să găsim aici. Cassie. Hai că asta sună bine. Cassie. Cassie. Ia stai să vedem aici, asta să-i găsesc aici o... Casey Ruffin. Hai să-i lăsăm, a? Harry. Nu. Nu-mi place. Bă, dar greu să... Weller. Hai să lăsăm pe ăsta ca să fie acolo trecut. Și acum dacă ne uităm. Ia să vedem. Bă, dar i-am selectat mai aici toate statuile. Aha. Ok. Dacă dăm acum partea asta aici. Deci e foarte drăguț copilul. Boing. A, fii atent că poți să-i lași și... A, ce? La dinți. Interesant. Ouleu. No, nu, nu-i lăsăm cu ăștia. Noi uităm la toate să vedem ce putem face. Deci e ăsta. Oulu, roșu, naibii. Și aici avem părul. A, ce drăguț e ăsta. Asta e mai așa, mai... Și ăsta mai de băiat. Ouleu. Asta cred că e cel mai drăguț. Hai să-i lăsăm pe asta. Și aia, asta îmi place, așa o las. Cu căciula asta. Nu știu în ce film am mai văzut eu chestia asta cu căciula asta. Dar mai mi-amintesc. Poate și ochelari. E, ce tare sunt ochelarii ăștia. E. Dar nu că nu vreau să o las cu ochelari. Așa. Și hai să trecem la hăinuțe. Astea sunt hăinuțele. Una, două... Sunt drăguțe, chiar îmi plac astea. Cred că să o las pe asta, e foarte drăgălașă. Dar mai degrabă zici că e pijama, nici de cum. Și la pantaloni... Uite, asta e că arată cam... Hai să-i punem altceva, că arată cam și cum ar avea pantaloni. Dar fiind fetiță, cred că o să-i las așa... Și de asta în fustița asta, așa... Uite care și dress chiar. Și Pampers. Ouli. Poți să-l lași direct în Pampers, știi? Și cu ăștia așa. Deci chiar îmi place asta. Și putem să-i mai punem, bineînțeles, și dress.
ca să nu stea, da, uite aici, și te-l punem pe ăsta așa. Chiar îmi place cum, și astea și cele trei încălțări. Cred că să le punem pe astea, uite așa. Și ia uite copilul aici. Dar oare cât de greu a spus? Ouliu, doamne, cum neapă să-ți face și copilul naibii. Nu e bine. Așa e ok. Și aici, hai să dăm la formă, la ținuta de... Avem decât asta... Ouliu, dar ce ne-ai voia pus? A, fii atent că și la extraterestri am făcut pe-am părsă. Dar arată cam diferit. Dar este aceeași ținută. Așa o lăsăm. Pentru somn, asta e cea mai ok. Așa. Și la pantaloni. Uite așa. Bă, dar nu putem să-i pune nimic în picioare, mă? A, bine, hai. Și mai avem ținuta de party. Care e cea mai primește asta. Și o să o las așa. Oh. Așa o lăsă. Chiar e drăguț și chiar îmi place asta. Deci, așa, hai să vedem. Facem și un băiețel. Add new sim. Și acum, uite că avem și băiețelul. Cum o chema? Boing. Matias, hai să lăsăm așa. Sister. Dar îi lipsește mama lui asta, trebuie să le facem și lor o mamă. Pe ăsta mică îl facem independent. Așa. Și dacă ne uităm acum la păr... Ei, dar ce ne-ai băi? La băiat i-a dat tot părul ăsta de fată, ce n-ai bine? O să-l punem pe ăsta. Și tot la fel așa. Și văd că hainele, în general, sunt la fel. Aici văd că a primit el un costumaș. Însă pe el o să-l îmbrăcăm pe timp de zi. Dar nu, că asta e mai degrabă pijama, zice. Uite cu cămașuța asta. Și o să-i dăm și pantaloni scurți, pește așa. Îl îmbrăcăm în verde. Dar mă enervează că stă cu mâinile astea așa pe lângă corp, parcă. Așa. Pentru sărbătoare o să-i punem costumul, că am văzut că am primit un costum. Așa. Și aici pentru pijama. Auzi. Perfect. Acum chiar că o să aibă să se sperie de tot ăștia mici. Știți că la un monstrulețul ăla acolo. Așa. Pantalonii trei schimbați, că nu lăsăm un pantalon de fată. Ok. Și acum mai avem de făcut pe maica sa. Că o să facem pe maica sa și aici trebuie să vă mai arăt ceva. Hop. Aulă, dar ce urâtă e asta, doamne iertă. Punem și noi fața asta așa oarecum acolo să arate. Și părul scurt așa ce n-ai bine. Bine, pe asta oricum o fac decât așa în partea asta, că n-are rost să vă mai arăt alte chestii, că ea deja este aranjat. Uite cu ocul ăsta e las. Perfect. Numai că vreau să-i schimb ținuta asta, să n-o lăsăm chiar așa nearanjată. Dar sper să-i găsesc o ținută mai de doamne ajută. Așa. Și schimbăm și asta din picioare, expadrinele astea. Perfect. Aici selectăm repede family. Ok. Și suntem aici dacă ne-a băgat încă un treat pentru copii. A, n-aș vedea. Hai să-i dăm good.
Așa. Asta nu prea îmi plac de aici. Nu, asta n-avem cum să-i dăm. Și-o dăm și pe asta. Și... Așa avea, mă? Era pe naiba. A, așa, și dăm Sofia. Dăm și aici la întâmplare. E, și uite aici avem și pe asta. Numai că aici trebuie să dau legătura asta, că nu mai știu unde. A, așa. Așa. Perfect. Și aici vreau să vă mai arăt că s-a odată cu, știți că trebuie să apară Vampire, au băgat și ăsta, Creepy Wall. Asta este datorită dată de către noul game pack când va sosi. Asta ca să știți și voi. Să dăm mersul normal. Și gata, îi avem. Hai să le dăm aici ceva. Îi pun și pe comunitate cine vrea să ia. Și hai să le găsim repede o căsuță undeva. Ia să vedem noi pe aici. Bă, dar nu prea am case pentru ăștia, că trebuie să-i scot pe ăștia de aici. Hai să le dăm la ăștia evict. Și o să-i punem pe ăștia alții aici. Spawning. Așa, și dăm place. Hai mă, cineva, și casa asta e scumpă. Unde naiba poți să-i muci pe ăștia? Unde pot să mut eu copilașii ăștia mici? Aici aș vrea să-i mut, numai că e cam scump. Ia stai să vedem. Că mai dau încă o dată aici. Și mut dacă e pe un teren oarecare până... Până reușesc să le găsesc că... A, aici mă pune să mă mut cu tot neamul ăia. Trebuie să mai scot din astea, că am foarte multe case construite și eu nu mai am loc unde să construiesc lucrurile. O să-i pun aici... A, așa. Furnished. Gata, și băgăm pe ei aici. Așa. Hai să-i trimitem aici așa frumos. Și pentru mâine am un super episod din nou din Disney. Asta ca să știți, la ora 10 dimineață o să vedeți episodul. O să vă placă, că zic eu, și mai mult, pentru că e ceva și mai spectaculos. Așa, și aici avem de la un update, naiba, să iau astea de aici, că arată ca naibii. Și deja cineva a downloadat Warner. E rău că n-am deja o casă făcută în IB. Asta e cu patul ăla norm. Patul ăla nou. Dă-i și de aici. Pac! Mai punem aici așa o baie. Așa puteți construi foarte rapid. Dar stați că n-am făcut bine. Așa trebuie să vină partea asta. O bucătărie. Aolo, stați că nu mai are bani. Spoink. Și facem o bucătărie. Dar unde naiba are intrarea? Ok.
Gata și bucătăria. Și acum ne trebuie, bineînțeles, un living. Care e colorată în roșu. Ia stați nițel că am făcut eu setările aici și gameplay, game capture, sim-stream. Deci dacă acolo am pus asta. Hai să mutăm mai, uite aici și în partea asta. Și aici tragem frumos un perete. Hop. Și hai să vedem ce mai, mai găsim pe aici de făcut direct. Asta de ce naiba mai asta pentru ăla? E, na, hai lasă că nu mai punem aici nimic aia. Că până la urmă contează să fie făcut așa o casă. Să aibă ăștia unde sta, să nu stea pe afară. Pune și noi frumos o ușe. La intrare, hop. Și cu ocazia asta mai construi și o casă. Să zic că e mult mai interesant și cu copii și cu astea. Așa. Asta o dăm până în spate și o urcăm așa în partea asta. Tragem și noi mai mult așa. A? Bă, dar trebuie lăsa naiba mai jos. Că arată ca naiba. Așa, perfect. Aici îi mai dăm repede o de asta. Și pe spate ca... Așa, mai care. Așa, și o culoare pe exterior. Nu prea îmi plac mie culorile astea. Ceva foarte simplu ca asta nu stăm să construim. Hop. Așa. Însă aici mai avem și noi nevoie de niște gemulețe. Uite așa ceva. Ok. Însă la copii aici trebuie să renovăm pentru că o să vedeți că am primit și ceva lucruri. Hai să punem asta la aici. Hop. Și dacă ne ducem acum pe construcție, veți vedea. O să le punem, uite așa, pe... Stai că nu mai știu care noi, băie. Content. Draci. Nu mi-apare aici. Așa că ne vom... Ne vom uita noi. Oh, ia uite ce copac. Ăsta nu prea știam. Și o să dăm ușor așa și vă arăt eu exact ce am primit. La baie... Aici exact, cum vă ziceam, am primit olița, că de asta era musa e nevoie, două chiar pentru copii, și mai avem încă una. Dar o să le pun, cred că afară, să le vedeți voi pe toate, să știți și ce obiecte avem. Ok. Aici nimic, prosoape nimic. Cadă chestii, trestii, nimic. E, aici este, că aici am primit niște lucruri. Și ar fi odată pătuțul. Asta și cu asta. Bine, nu sunt foarte, foarte multe lucruri, însă contează că le-am primit. Mai trece așa, niște chestii de astea.
la tablouri, dacă e pe parcurs ce mai descoperim noi. Bine, asta e ala pentru copii, dar nu e din asta. Nici asta. Și hai să vedem aici dacă am primit ceva. Nimic aici. Ok. E, și acum dacă am dat la scaun aici, ia să vedem. Ne-a pus pentru copii la bucătărie, gen... A, asta era. Asta îl căutam că nu-l găseam. Scaunul ăsta care va sta copilul la masă. Așa. Și bineînțeles că am primit în zona asta. Aici sunt cele mai multe chestii care le-am primit. Am mai primit și ăsta. Care poți să-l pui tot prin cameră la copii. A, și uite, și ăsta l-am primit. Ăsta de joc, de jucării. Toaleta care v-am arătat-o și acolo. O, și uite și un pat de ăsta mai mare, gen. Asta nu știam, poate era, dar eu nu l-am văzut până acum. Așa. Și avem aici, uite, astea sunt lucruri care le-am primit acum, jucăriile astea. Toate jucările, după cum le puteți vedea și aici, și asta e foarte tare, o casă. Primim și o casă de asta. Plus asta. Acum poți să-ți faci destul de bine, uite. Să-ți construiești destul de bine pentru copii câte o chestie de asta. Și l-am primit și pe ăsta, uite, din lemn. Patul ăsta, uite, asta nu știu dacă e pentru o persoană, dar... Sunt foarte mari. Adică eu nu, chiar nu le știam pe astea. Dacă or fi într-adevăr venite tot acum. Dar posibil. Așa. Și aici mai avem câteva chestii. Spre exemplu, covorașul ăsta, iarăși care este nou. Asta de pe perete. Bine, astea sunt mai puțin interesante pentru voi. Asta nu știu dacă era, uite asta cu, gen cu piciorușele lor când erau mici, încălțările. Și cam astea ar fi obiectele care le-am primit. A, așa, și hai să dăm și noi puțin drumul la joc, să vedem. Ta-ra-da-da! Păi da, ăștia mici, ăștia pot să meargă acum, gen. E, hop, 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 hop. A, abia acum învață. Deci uitați-vă cât de drăguți sunt. Ia, dacă-i dăm... Iată ce se joacă. Bineînțeles, mai multe chestii o să descoperim pe parcurs. Ia, sunt curios dacă... Retoddlers... Unde ne mai eram, aia? Eu. Oh, la ce drăguț sunt. Opa. Așa. Hop. Trebuie să-și aibă grijă de ei. Așa, ready to sleep. Dar unde era? Așa, put. Hai să vedem cum îl punem pe toți. E și învață acum. Dar sunt foarte comici cum merg ea. Hop! Adică sunt mult mai bine făcuți decât în Sims 3. Se vede foarte clar. Adică au sunt mai aproape de realitate, să zic așa. Ia. A, cred că nu vrea în pat. Ia uite, uite, aici era chestia care nu-i place. Și avem chestiile astea noi. Care ne arată exact fiecare în parte ce face. Și văd că e și nervos.
Ia. Uite ce frumos îi ține. Cu siguranță o să avem de tras după urma lor. A, uite că cere la... Când dai chestia aia, cere la culcare. Hop! Și bagă som. Ia să vedem. Vai, dar ce frumos. Așa. Are grijă. Fix. Hei, 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 hei. Oh, Wolio. Uncharted. Săracul de sunt foarte... Uite, săraci, nu o să se înțeleagă deloc cu masa. Deci îți dai seama asta cum e el? Că nu o să se înțeleagă deloc. Cum ai căsa dacă ai un copil de ăsta așa? Oricum e foarte tare și cred că aici o să închid pentru că mai multe vreau să vedeți în episoadele următoare ce le vom avea. Așa că dacă vă place acest nou update, nu uitați să dați și voi un like, să vă abonați în continuare la canalul meu, un share acestui clip. Iar până la un nou episod de Sims 4, eu am fost Alex, toate cele bune, ciao!